În primul și în primul rând mă adresez ca să păstrați liniștea și să fiți atenți și să vă concentrați în așa fel încât să se poată auzi până în spate. Și vă aduc aminte că deși e toamnă, de aici nu întâmplător este pusă și Evanghelia semănătorului, pentru că grâul cel bun se seamănă toamna în prima decada lui octombrie și a doua decada lui septembrie. Și iată că, așa cum ați auzit în Evanghelie, multe semințe care pleacă din mâna semănătorului ajung în direcții diferite. Unele ajung în pământ bun și sunt astăzi să-și dea roada lor, 30, 60, 90, 100. Unele ajung în spini și se usucă și formează delicvența pe care o păzește justiția. Adică ajung oamenii stricați ai societății. Pentru că acele semințe sunt sufletele noastre și inimile în care se sădește cuvântul lui Dumnezeu. Unii au căzut în pământ pietros și s-au uscat, pentru că învățătura cea adevărată a Sfintei Evangheliei nu este alta decât cea vie din care curge râuri de apă vie. Iar învățătura cea din pământ pietros este învățătura sectelor care nu face altceva decât să lase loc sterb și sec, atât în inima omului, care este locul sufletului, atât în sufletul omului, care este viața lui. Și atunci Apostolul Pavel se legitimează și spune: Doamne, Tu mântuiești pe cei ce Te mărturisesc în adevăr. Și de aceea multe semințe căzând printre pietre și fiind secetă, nemai fiind cuvântul lui Dumnezeu și apa Scripturii, s-au uscat. Unele semințe au căzut direct în drum și au venit și le-au mâncat păsările cerului sau jivinele pământului. Acestea sunt semințele cele mai periculoase, acestea sunt semințele cele mai nefericite, pentru că aici apare un element nou. Dacă citim într-o altă evanghelie paralelă cu cea de astăzi, vom vedea că un om rău, noaptea, pe când stăpânul dormea, așa interpretează Evanghelia, a venit și a băgat în sămânța cea bună și sămânță de zâzanii sau de neghină. Și de ce a venit noaptea? A venit noaptea pentru că pământul a fost dat nopții. Când Dumnezeu a făcut cerul și pământul, a spus să fie lumină. Și când a suflat Dumnezeu cu puterea graiului său lumina peste pământ, acea lumină divină, necreată de mâna omului sau nefăcută la ciocan, cum spunea Părintele Cleopa, a umplut tot pământul și odată cu ea și harul divin a binecuvântat tot ce se numea creație. Și a văzut Dumnezeu că este bine, dar odată cu căderea omului, Dumnezeu a ridicat harul și a lăsat pământul pradă păsărilor cerului, adică diavolilor din văzduh care au căzut din neascultare, și jivinelor pământului, adică patimilor care pot să se alcătuiască în trupul nostru prin poftele cele urâte ale iubirii de sine, mama tuturor relelor. Și în clipa în care Satana a găsit întuneric pe pământ, el fiind omul cel rău, și-a semănat din plin sămânța răutății prin ce? Prin faptul că a smuls de la om nemurirea și veșnicia și i-a dat știința și viața trecătoare. Deci ceea ce facem noi astăzi în toate facultățile și universitățile era concentrat sub un singur fruct al binelui și răului în rai. Iar când omul primea de plină stare divină, înțelegea aceste rele fără să le guste. Noi am schimbat sensul acestui rău, transformându-l în neghine, și întâi am făcut practica degustării răului și apoi de a cunoaște înțelepciunea binelui. De aceea ne naștem în păcat și în fără de legi m-a născut Maica mea și apoi vine botezul spălamăvei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Și iată că în momentul în care au văzut secerătorii, ca să putem ajunge din nou toamna, că este atâta holdă
și atâta grâu. Și au văzut secerătorii că este și atâta neghină, au venit la stăpân și i-au spus așa: ar fi bine să scoatem neghinele acestea, că uite, au umplut ogoarele. Și stăpânul ogoarelor a spus așa: nu! Scoțând neghina, puteți rupe grâul. Lasă-le să se coacă deopotrivă. Iar la vremea secerișului, numai neghina o vom lua și o vom pune snop și o vom da la foc. Iar sămânța cea bună, care a crescut în brazda cea bună, vom face grâu curat pentru area lui Hristos, adică pentru jâtnițele cele veșnice. Și cineva dintre exegeți întreabă: de ce a dorit stăpânul ogoarelor să nu smulgă neghina de verde sau să tăvălească grâul? Ca pe parcursul învățăturii Evangheliei, prin ploile cuvintelor Scripturii, o parte din neghine, prin puterea Duhului Sfânt, să se transforme în grâu. Adică din oameni răi în oameni buni, din oameni ticăloși în oameni serioși, din oameni geambași și stricați la suflet în oameni credincioși și sfinți. Pentru că ce sunt sfinții? Păcătoși care au cunoscut calea lui Dumnezeu și au venit la desăvârșire. Ce este raiul decât locul de casa lui Dumnezeu, unde sfinții sunt cetățeni și oameni de casa lui Dumnezeu? Cum spune Apostolul Pavel, este locul unde sfinții se întâlnesc cu Dumnezeu, își cunosc mulțimea slăbiciunilor și laudă măreția slavei și puterii lui Dumnezeu. Se întorc de la lumina de la care au plecat sau vin spre lumina pe care au căutat-o, pentru că sunt sfinți care s-au născut din starea de pocăință, și sunt sfinți harismatici care s-au născut spre a avea o lucrare sfântă. Din părinți buni ies copii buni, deci din semințe bune se dă bobul cel bun. Ioachim și Ana ne-a dat-o pe Maica Domnului, cea mai sfântă sămânță, spic nearat și porumbiță duhovnicească. Zaharia și Elisabeta ne-a dat grâu cel mai copt pe Ioan Botezătorul. Și apoi, dacă ne uităm în Vechiul Testament, vedem rodirea celor 12 patriarhi, vedem binecuvântările familiilor sfinte care au rămas temelie până în zilele noastre, ca rădăcină de bază, așa cum sunt și soiurile de plante despre care se vorbește că sunt semănate de Dumnezeu. Și dacă vreți, vorbim de via Domnului, că este tot o vie despre care Hristos a spus mai pe scurt: eu sunt butucul, dacă vița n-aduce roadă, să taie și să aruncă în foc. Dar vița care se curăță aduce roadă multă. Curățirea înseamnă tocmai această izbăvire de culoarea neghinei, de răul care ne înconjoară, de discernerea dintre întuneric și lumină, dintre negativ și pozitiv, dacă vreți, dintre fapta rea și fapta bună. Cine este semănătorul? Cel din tâi semănător a fost Creatorul, Dumnezeu Tatăl, care a semănat pe pământ pe protopărinții noștri, plămădindu-i cu mâinile sale. Apoi este Iisus Hristos, Cel din Tată mai înainte de veci și din Mamă suvrem, care a venit și a semănat cuvântul Evangheliei, răstihnindu-se El singur pe cruce pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. Dar acest păstor mare și bun, deci păstorul Hristos, înainte de a fi El semănătorul legii darului, a trimis în chip ascuns și în chip umbrit și în chip dogmatic și în chip prorocit pe toți prorocii și patriarhii Vechiului Testament să ducă legătura sacra sămintei sfinte prin decalog, prin botezul lui Avram, prin legile care au fost date prin judecători și prin profeți și în cele din urmă, cum spune, prin însuși Fiul Său care L-a trimis în lume să ne mântuiască și să ne dea nouă pildă de smerenie și, cum spune acolo, încă ce moarte, moarte pe cruce. De aceea fiecare sămânță trebuie tratată de aici de pe pământ, cea din ogorul din care ne hrănim o tratăm de gândaci și dăunători, iar cea din ogorul din care trudim sufletește o tratăm prin spovedanie și împărtășanie, împărtășania fiind ultimul medicament care lasă sămânța curată și sănătoasă. Hristos a spus: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Iar după Hristos, cei mai mari semănători au fost cei 12 apostoli,
Cei 12 apostoli, văzând că secerișul-i mult și secerătorii puțini, au înmulțit preoții și diaconii pe toată fața pământului, clericii de astăzi și episcopii, care au făcut nu altceva decât să transmită din generație în generație atât harul prin punerea mâinilor, atât învățătura Evangheliei, care în orice clipă e la fel de proaspătă ca acum 2000 de ani, când Hristos o rostea din fața templului lui, de unde era sinagoga de rugăciune, către iudeii fățarnici care stăteau de față și se prefăceau că nu înțeleg legea. Și aici este o mare taină, că Mântuitorul Iisus Hristos le-a vorbit iudeilor și despre un alt mod de a socoti valoarea seminței. Și le-a spus acealaltă pildă cu talanții, în care unul a avut 2 și a adus 4, unul a avut 3 și a adus 6, dar cel cu un singur talent l-a îngropat și și-a văzut de treabă. Iar când a venit învățătorul, stăpânul talanților, a spus așa: Doamne, te-am știut om aspru, că seceri de unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai risipit. Ia-ți ce e al tău și am rezolvat problema. Și a spus stăpânul talanților: dacă ai știut că sunt stăpân rău și aspru, dacă ai știut că semăn de unde n-am secerat și adun de unde n-am risipit, de ce n-ai dat talentul cu împrumut să vin eu să-mi iau cu dobândă? Aceasta este întrebarea care, în calitate de semințe, și noi și voi vom fi întrebați la judecată. De ce? De ce n-am vorbit cuvântul Evangheliei la tot felul de credincioși? Pentru că el lovește ca o rouă și încălzește inima care o găsește caldă și o face să încolțească ca sămânța Evangheliei de astăzi? Dar în același timp, chiar dacă un om este necredincios, în Evanghelia de la Ioan spune: și morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor învia. Deci, iată, avem șansa învierii înainte de judecata de obște. Avem șansa învierii în Hristos încă din viață, prin faptele cele bune și îndreptarea faptelor celor rele. Și aici este talentul. Când te știi puturos și leneș și nu vrei să te implici în ale Evangheliei, pedeapsa e mai mare. De ce? Foarte mulți vin și spun: dacă nu cunosc, nu-s judecat. Ba mai aspru vei fi, slugă vicleană, judecată, că ai știut și n-ai făcut. Sau te-ai prefăcut că nu știi și n-ai vrut să faci. Pentru că la judecata de obște nu vom fi întrebați de greșeli, de tot ce am putut face și nu am făcut. Aceasta e judecata. Chiar auzeam din gura unui duhovnic bătrân, care, întrebat odată de un cuvânt de folos, a zis așa: nu mă bucur că sunt duhovnic, nu mă bucur că am atâția fii duhovnicești. Mi-e frică că voi da socoteală pentru cei care i-am pierdut, nu pentru cei care i-am câștigat. Deci așa și părinții vom da socoteală pentru fiii pierduți, nu pentru cei câștigați, care n-au știut de botez, de rugăciune, de spovedanie, de împărtășanie, de biserică și nu, repet din nou, pedeapsa care v-am spus-o într-o duminică, care este între părinți și copii atunci când ajung în iad și au acel blestem veșnic că nu s-au învățat unii pe alții legea cea sfântă. Deci la sămânța de astăzi să avem grijă, dacă vrem să nu fim semănați pe drum, să ajungem în biserică, să nu luăm cuvânt de folos pe stradă și în piață, pentru că acolo e cuvântul cel slab și mort, e sămânța din drum. Dacă vrem să încolțim sănătos, n-avem ce căuta în pământ pietros. Bună ziua, abade, la revedere, avem patristica, filocalia, părinții, soboarele, n-am nevoie de învățăturile paralele al nu știu cine. Mergi cu pace, frate, Domnul cu tine. Dacă vrem pământ cu spini, plecăm urechea și la învățăturile bolnave, paranormalele, magia albă, magia neagră, tot felul de virtuți din acestea inventate de om, de cei mai tari pentru cei mai slabi, de cei mai șmecheri pentru cei mai ticăloși și mai nepricepuți la minte, pentru a ne consuma energia, mintea și banii, iar în cele din urmă sămânța să moară înnădușită în spine, adică mai repede caut în cafea decât citesc Paraclisul sau Psaltirea. Și am rezolvat problema. Iar dacă vrem cu adevărat să fim sămânța lui Hristos și să rodim 30, 60, 90 și 100
Și dacă vrem catalanții noștri din 2 să fie 4, din 3 să fie 6 și din 5 10, să căutăm pământul cel afânat din Evanghelia lui Hristos, care a spus așa: Eu sunt adevărul, calea și viața. Pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți avea odihnă sufletelor voastre. Eu sunt pâinea cea vie ce s-a coborât din cer. Cine mănâncă din trânsa în veac nu mai moare. Amin. Socoteală celui mic, și am să vă spun eu îndată cum e socoteală, că n-am ajuns la ea. Vine și ea și cere toată datoria. Vino cu asta te judec eu, dacă judești tu înaintea mea. Și ăla rămâne mort de însuflețit, îl punem în sicriu, a mâncat un colac și de mâine râdem. Ea ca mai mori cu tare, o cruce în plus la eternitate, la Buna Vestire sau la Sfântul Pavel. Nu așa, frate. În clipa în care tu nu îți poți gestiona viața și nu ești stăpân pe zilele tale, începi să te gândești că în orice clipă ai putea muri. Dar nu mă gândesc la moarte ca la o spaimă. Mi-a plăcut într-o zi când a zis un băiat: mulțumesc Dumnezeu, Părinte, că am trecut bine și peste moartea tatei și peste moartea mamei. Dar de ce ar trebui să treci rău? Adică cum? Întâlnirea omului cu Dumnezeu trebuie să fie un prilej de frică. Păi dar de asta ne și cheamă. Dacă nu ne-ar chema la El să ne îndumnezească din nou și să ne aducă la starea adamică de la care am plecat, noi am fi niște criminali, n-ar avea nimeni parte de rai. Pentru păcatele care le-am săvârșit, am fi în universul creat de Dumnezeu, am fi o imensă groapă comună de gunoi. Ce vedeți în vărsătoarea de la Tomești, această ghienă puturoasă, care când miroasă sau bate vântul, trebuie să ții blocul închis și aerul condiționat deschis, aia ar fi universul cu toată putrăgăiciunea oamenilor. Sau închipuiți-vă altă catastrofă umanitară. Să spunem că Dumnezeu ne-ar fi dat pedeapsă veșnică, cum și păcatul ar fi trebuit să fie veșnic. Și fiecare om, repet, și vă aduc aminte, fiecare om ar fi trebuit să nu moară niciodată, mă refer la nemurirea trupului, nu a sufletului. Închipuiți-vă toate neroziile, oameni tăiați de tren, oameni cu cancer, oameni bolnavi, cu râie, cu bube, cu lepre, cu sida, cu toate nenorocirile. Ei, închipuiți-vă toți acești oameni târându-se pe pământ ca niște verni, noi și așa suntem frumoși că ne mai machiem, dar păi de la 90 de ani în sus când ne zbârcim ca niște răchizi de alea pusă la marginea apei să nu rupă malul. Ei, vă închipuiți cum ar fi arătat un om bolnav de cancer de 500 de ani, cum ar fi arătat un om bolnav de lepră de 300 de ani, cum ar fi arătat un om bolnav de o boală incurabilă, o ciroză sau bolile astea care distrug omul ca chip și ca formă, sau reumatisme, sau artroze, sau alt fel de boli care mai sunt. Cum ar fi arătat această planetă cu aceste cadavre în mișcare nemortificate? V-ați spus vreodată întrebarea dacă noi am fi putut trăi sau am fi murit de frică? Și această urăciune nu pentru faptul că Dumnezeu nici n-a creat așa ceva, ce a îngăduit pentru păcatele noastre să arătăm așa. Ce a îngăduit ca păcatul să-l sluțească pe om ca la turnul Babel. Ați văzut la turnul Babel cum i-a făcut în toate culorile, și negri, și roșu, și albaștri, și cu cap de bou, și cu cap de cal. Citiți cronograful lui Chedrinos. Ei, acea pedeapsă a fost după păcatele la fiecare. Și așa a apărut toate națiile de oameni de pe pământ. Că Dumnezeu nu-i nici negru, nu-i nici verde, e duh și lumină. În clipa în care Dumnezeu și-a dat seama de această catastrofă săvârșită de noi, prin protopărinții Adam și Eva, a zis: omul e bine să se întoarcă din țărâna din care a fost luat. Ca apoi când va suna trâmbița veacului, țărâna să-și dea înapoi ceea ce a înghițit, iar omul să se scoale într-o slavă, într-o putere, într-o cinste. Și mai este a patra stare: slavă, putere, cinste, nu mai știu, așa, și să stea la judecată într-o clipeală de ochi la măsura bărbatului de săvârșit. Adică, ce vom vedea la judecată? Babe zbârcite cu cârje, moșnegi în cărucioare? Nu.
Toată suflarea care a creat-o Dumnezeu de la Adam și până la sfârșitul lumii va sta pe norii cerului la deplinătatea măsurii lui Iisus Hristos la vârsta de 30 de ani. Deci când omul e frumos și integru, acesta e chipul creației lui Dumnezeu. Chipul pe care l-a purtat Hristos prin deșertare din Fecioară la vârsta începerii propovăduirii Evangheliei pe pământ. Deci, vedeți cât dar a pus Dumnezeu. De aia spun că i-a îngăduit datornicului să ierte tot, dar el n-a putut să ierte. Și acum mă întorc în ce constă iertarea. În momentul în care noi venim să dăm socoteală sau suntem trași la socoteală, între trup și suflet e o luptă. Și am ajuns că mai rămas, mai am două stări, le-am vorbit și a treia nu. Mai este o stare prin care trupul nădușe sufletul. Lăcomia și lipsa de măsură. Ați văzut cum arată un om care mănâncă nemăsurat. Ați văzut cum arată un om care bea nemăsurat. Ați văzut cum arată un om care ucide. Un om care desfrânează. Un om care este rău, vicios, parazit, mizerabil. Voi scuipați pe stradă când vedeți câte unul din ăsta din canal care nu are nicio identitate. Și aia e numai o mică formă a păcatului. Deci nu-i forma finală. Dar mă întreb, cum se simte sufletul în noi? Cum se simte sufletul în noi când în vămile văzduhului, în cartea scrisă de protosinghelul Nicodim Mândiță, după dogmatica lui Damaschin și învățătura altor sfinți părinți, scrie așa: vai, câtă frică este sufletului când, și câtă teamă este când se desparte sufletul de trup. Și zice că în momentul în care sufletul a ieșit din trup și este obligat să stea lângă el 3 zile din clipa morții, Dumnezeu îl obligă pe suflet să sărute trupul mortificat pus în raclă, ca apoi să zboare la cer pentru vămile văzduhului și începutul drumului veșniciei. Deci e eschatologia particulară. Și în clipa aceea zice că sufletul se îngrițoșează și se spăimântă și nu îndrăznește al săruta. Și îngerul îi spune: sărută-l, că te întâlnești cu el la judecată, nu te strica cu el pe cale. Mergi în păcat. Auzi? Mergi în păcat. Deci la noi judecata nu începe când a să suni tototom arhanghelul, nicio treabă. Judecata începe de aici, de aia spune când aduci darul la altar, împacă-te cu părâșul pe cale. Nu Ileana din Captul Satului care i-ai furat găina sau Ion care i-ai luat iarba din grădină, nu. E conștiința ta care când vii să dai darul la altar: Doamne, iartă-mă și pe mine de păcatele mele. Ei, te-aș ierta, Ioane, dar ai tu ca mulți în urmă care nu i-ai iertat. Deci tu trebuie să te întorci întâi în conștiința ta, să știi că n-ai nimic cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla, ca rugăciunea ta să nu se facă într-un păcat. Că era în pateric o chestioară foarte simplă, părintele Cleopa o folosea cumva întotdeauna ca rang de dogmă, deci considera el că e cea mai concludentă. Să duce ucenicul la bătrân și spune: uite, fratele mi-a greșit și nu-l mai pot ierta. Și bătrânul i-a spus: băi, simplu, fiule, ce te tulburi? Începând de diseară să nu mai spui și ne iartă nouă greșalele noastre, pe cum și noi nu iertăm greșiților noștri. Păi cum, părinte, să schimb rugăciunea Tatăl nostru? Nu, nu o schimb, eu spui așa cum o simți. Păi da, dar nu s-ar supăra Dumnezeu? Nu știu, asta îl întreb pe El. Deci și noi, atunci când ni se pare că suntem perfect de perfect, curați de curați, sfinți de sfinți, nu iertăm. Păi eu nu te iert că sfânt. Bun? Pa! Deci n-ai ce discuta cu mine. Și atunci Dumnezeu va cere el socoteala și măsura acelei iertări. Pentru că în momentul în care tu vei face rugăciune, cum spune psalmistul și cum spune Scriptura, vei grămădi pe capul tău bolovani de foc aprinși. De ce? Să vă mai pun eu întrebarea: ce simt doi oameni când s-au certat și după aceea ar vrea să-și arunce vorbe de tot felul? Și vă spun eu cum îi cauzi din adâncul sufletului să arunci cei mai murdari din tine, crezând că cu aia îl desfințezi și îl lovești. Nici pe dracu, mai rău faci, adică atâta ură stârnești în trânsul. Nifon al Constanțianei, când se ceartă doi oameni, dracii joacă horă în jurul lor. Citiți cartea aia, un episcop ascet minunat.
Deci abia așteaptă dracul să vadă doi creștini când se ceartă, că au și-o făcut oră în jurul lor. De ce? Aia e bucuria lui. Acolo se calcă legea lui Hristos, cum v-am spus eu când am început predica. Nu de predică e nevoie. Noi dacă ne-am iubit, ortodoxia ar fi o mare de iubire. N-am avea nevoie de texte evanghelice și de ce a spus Ioan Gură de Aur și cu Grigori din Azian și cu Kiril Alexandriei. Treaba lor ce au spus. E pe vremea lor și s-a trecut. Dar uite că întâmplarea face că ele au spus la vremea lor și ele nu sunt plinite nici până în zilele noastre. Exact ca și o poezie din limba română. S-a scris Luceafăr cu 100 de ani, dar n-a învățat-o nimeni niciodată. Dar dacă auzi, o, Luceafăr, o, poezia lui Dumnezeu, o, dar e grea. Ăla nu i-a fost greu să o scrie, iar nouă ni-i greu să o citim. La fel, Sfânta Scriptură. Scrie acolo în Scriptură de ateori. Să nu furi, să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu dai în cap, să nu-ți faci chip cioplit, să nu râvnești la bunul altuia cu vicleșug, să nu ucizi, să nu te închini chipurilor cioplite, să nu fii cu vicleșug asupra lucrurilor aproapelui. Decalogul tău, să-ți cinstești părinții, străiești de ani mulți și fericiți. Dar câți fac asta? Și a, părinte, dar asta știu. Eu știu că știi. Dar faci? Ei, asta e lupta dintre suflet și trup. Deci, sufletul este înnădușit prin răutatea și bunăvoința și reaua voință a trupului. Deci, trupul nu simte nevoia să-i dea sufletului voie să se mântuiască. Deși, v-am spus, tot ce face trupul în lumea aceasta, începând de la medicina pe care ne folosim toți de ea, știința care ne folosim toți de ea, cultura care ne folosim toți de ea, bunăstarea care ne folosim toți de ea, progresul, tot ce vedem în jurul nostru este creat de suflet, nu de trup. Noi avem impresia, uai, dragă, ce deșteaptă sunt, am 4 masterate și 3 diplome. Da, mă, dar nu s-a ale trupului, s-a ale sufletului. Sufletul are puterea inteligibilă și rațională de a-i da putere omului să aibă memorie și gândire și neuroni, să vorbească, să scrie, să explice. Sufletul te-a ajutat să înveți cursurile, dar trupul se împăunează și nu îl mai bagă în seamă pe suflet. Și atunci apare lupta. Și unde e lupta? Vii la spovedit, da? Și începi să spui, aia nu pot, aia nu vreau, aia nu fac, aia nu-mi place, aia așa. Asta e prima variantă de perversitate. Și începe varianta a doua. Nu eu sunt vinovat, părinte, nevastă mea m-a făcut să fac așa. Părinte, nu eu sunt vinovată, bărbatul m-a împins să fac așa. Dar nu-i nici unul, nici altul vinovat. Este tot viclenia din noi, care nu vrea să recunoască și să fie sinceră cu ea însăși, ca ființă, și să spună, da, Doamne, mi-a plăcut și senzualitatea, mi-a plăcut și sexualitatea, mi-a plăcut și băutura, am simțit pasiune și când am băut, și când am ucis, și când am furat, am făcut-o cu sete. Poate chiar uneori ai spus, și asta auzită de mine, Doamne ajută, părinte, să nu mă prindă când fur de la servici. Doamne ajută să te audă Dumnezeu. Deci, îți dai seama că omul are o justificare la toate? Îți dai seama că el are rugăciune și pentru când face rău? Deci, omul, dacă îl lași, are liberă exprimare și la ce este rău să transforme în bine. Și am și spus odată, în momentul când la domnia și la puterea și la cârmuirea unei națiuni domnește fără de legea, că așa spune psalmistul în versetul 8, dacă omul de nimic se ridică sus, nelegiuitul găsești pretutindeni. De ce? O cetate care are oameni serioși în vârful cetății, împăratul, poate să aibă supuși stricați? Nu. Și este o pildă, eu nu știu unde am citit-o, poate voi fi spus-o, un împărat a dat o lege și a spus așa, cine greșește în împărăția mea, cu tare lucru se întâmplă asta, cine greșește cu tare lucru se întâmplă asta, cine greșește cu tare lucru se întâmplă asta. Și care credeți că era formula de pedeapsă? Formula de pedeapsă era chiar scoaterea ochilor. Vă dați seama că în toată împărăția s-a făcut o disciplină nemai întâlnită. Și toată lumea s-a îndreptat și într-o zi fiul împăratului, fiind mai îndrăzneț că e fiul de împărat, a săvârșit-o fără de lege. Și bineînțeles că supușii abia au așteptat să vadă cum se va pune pedeapsa în aplicare, mai ales cu fiul împăratului care a dat legea. Și apoi vă spun și de ce v-am spus istorioară, ca să vedeți cum e cu un datornic și cu cealaltă. În clipa aceea s-a făcut divan.
cum s-a adunat sfatul de judecată. Și împăratul a spus, onorată curte, fiul meu astăzi a săvârșit fără de lege. Urmează să-i aplicăm pedeapsa hotărâtă prin lege. Jumătate din curte a spus așa, nu împărate, că e moștenitorul, trebuie să-l iertăm. Jumătate din curte a spus, trebuie să-l ierți, că e tânăr și nu pricepe. Și împăratul a spus, nu. Eu dau ultima sentință. Îl voi pedepsi cum voi găsi eu de cuvință. A luat paloșul și a scos un ochi lui și a spus, ăsta este ochiul cu care am greșit când am dat legea, negândindu-mă că și în familia mea se poate greși. Și ăsta e ochiul fiului pentru că a greșit. Doi am scos, că așa am spus. Deci, aceea este dreptatea și judecata cinstită înaintea lui Dumnezeu. Când te duci la spovedit, la trup să-i dai post și rugăciune și mătănii și să-l târii la biserică cu lanțul de gât, chiar dacă el vrea la crâșmă și la păcat, să-i spui, porcule, stai aici că mă tragi la rele. Ascultă glasul conștiinței și al lui Dumnezeu. Iar sufletului să-i spui, frate, hai cu nasul în ceaslov și în vețele sfinților să te înviu puțin și pe tine, puțină terapie intensivă, să cunoști calea spre cer. De ce? Pentru că sufletele se sălbăticesc. Și de unde știm lucrul ăsta? Când deschizi în postul mare, la canonul mare, cartea lui Andrei Criteanu, este acolo o strofă unde spune, vai în negrite suflete, cum să fie sufletul negru, mamă, dar sufletul e lumină divină, e din Dumnezeu, de unde și-a luat ființă. Da, avem posibilitatea prin adormirea conștiinței din sufletul nostru să facem o monstruozitate. De aceea, când moare un om rău, chiar oamenii sunt cei care spun, dă-l la dracu că a fost un om de nimic, bine că s-a dus. Da, este termenul popular pe care îl auzi în popor. Bine că a murit, nu era un om de nimic, n-avea suflet. Deci asta e mai periculoasă vorbă, n-avea suflet. Deci n-avea suflet pentru că era mort și plin de păcate. Ei, în momentul când punem datornicul care a fost chemat să dea judecată și răspuns pentru toate, ne gândim la judecata obștească a lui Hristos care ne va chema pentru tot ce am săvârșit, iar când vorbim de datornicul mic, vorbim de suflet pe care noi îl judecăm și îi putem da aspirații spre lumină. O spovedanie curată îl luminează, o pocăință curată îl luminează, o îndreptare și o pravilă corectă, puțină, măruntă, echitabilă și pe măsura fiecăruia îl echilibrează, o viață de sfânt sau un cuvânt de folos din cărțile bisericești îl ridică la măsura care trebuie. Și chiar vă recomand, nu știu dacă are Acila Pangar, cereți sau căutați cartea Calea Sufletului în Veșnicie. Și după ce veți citi cartea aceasta, îmi veți spune ce ați trăit și ce ați simțit. Eu această carte am avut fericirea să o citesc când eram în clasa 7-a, deci de la o bătrână care acum e maică. Și după ce am citit-o, la vremea aia se bătea la mașină, nu era ca acum. Scriam cu pixul din ea tot felul de foi și le păstram, că zic, băi, să mai arăt eu la alții ce am citit, ce am descoperit. Era cărată de prin sihăstria la vremea aceea, era o vatră din asta mai călugărească, unde se păstra relația asta biserică-credincioși, chiar dacă era vremea lui Ceaușescu. Și vreau să spun că nu m-am făcut mai bun sau mai rău, dar am conștientizat în fiecare clipă și chiar vă spun sincer, când mă spovedesc, chiar îi spun la duhovnicul la care mă spovedesc, vă rog să înțelegeți că nu fac păcate fără de voiele mele, toate sunt cu voie, pentru că știu prea bine și ce am de făcut și știu prea bine și ce am greșit. Și le-am făcut cu convingerea că e păcat, dar le-am făcut. Și eu mă simt vinovat că le-am făcut cu știință, nu fără știință. Fără știință greșește un copil, greșește o babă de 80 de ani, greșește un elev de școală, că ăla nu știe. Dar noi ăștia maturi, să fiți siguri și conștienți că nu greșim decât cu știință. Și sluga care e vicleană și o va găsi stăpânul mâncând, bând, dormând și desfrânând, o va bate aspru și o va certa până la aruncarea în focul cel veșnic. Amin.